Galbenverzii au fost înfrânți pe stadionul orășenesc în meciul cu Chindia Târgoviște. Prima repriză a meciului de la Mioveni a fost marcată de două momente importante, ambele petrecute în primele 10 minute. La 6 minute de la fluierul de start, Doru Popadiuc a deschis scorul la capătul unei faze superbe. Mijlocașul dâmbovițenilor a interceptat balonul la aproximativ 40 de metri de poartă, a driblat trei adversari și a șutat imparabil lângă bară. La doar 3 minute distanță, gazdele au sărbătorit egalarea, dar bucuria lor nu a durat mult. Stopărul brazilian Garuti a introdus mingea în plasă de la câțiva metri de poartă, după ce portarul Căbuz a respins în față un șut venit din afara careului. Ciprian Florin Danșa, asistentul de pe acea parte, a ridicat fanionul, semnalizând o presupusă poziție de offside, astfel că centralul Horia Mladinovici a anulat golul. În partea a doua, la aproximativ 15 minute de la reluarea partidei, Bogdan Rusu a ratat o ocazie neverosimilă. Șutul expediat din apropierea porții de către vârful argeșenilor a fost blocat excelent de Căbuz. O altă ocazie foarte mare a venit în minutul 77, când Andrei Șerban l-a driblat pe portarul gazdelor, Ducan, dar a șutat pe lângă poarta goală. Chindia și-a menținut avantajul până la final și a plecat de la Mioveni cu toate cele 3 puncte puse în joc. Astfel, echipa lui Emil Săndoi a urcat pe locul 11, având 9 puncte după 8 etape. CS Mioveni ocupă locul 10 cu 10 puncte. Rămânem cu un gust amar pentru că cred personal că am fi meritat mai mult din acest joc. Am început rău jocul, pentru că în sensul că am primit gol repede, dar am început să presăm ușor-ușor spre poarta adversă. E adevărat, Chindia s-a lăsat dominată și a încercat să atace rapid și să contratace. Echipă de tranziție, așa cum spuneam. O echipă, o nucă tare a campionatului, care poate bate pe oricine. În a doua repriză am încercat să punem mai multă presiune și am schimbat și sistemul de joc, am scos un fundaș central, am introdus încă un atacant și lucrurile păreau să meargă spre bine și se părea că acest lucru dă roade. Din păcate am păcătuit la faza de finalizare. Ne-am creat două, trei situații, una dintre ele sau două, dacă vreți, foarte, foarte mari. E adevărat că și ei au avut una pe finalul jocului din nou foarte mare, dar tot pe construcția noastră. Au fost momente când am stat cu fundași centrali dincoace de centrul terenului, Chindia s-a retras foarte mult și a avut foarte mari spații pentru a contraataca. Și era clar că mai devreme sau mai târziu putea să existe, pentru că am riscat, putea să existe acele contraatacuri. Au apărut, dar cele mai multe le-am rezolvat, dar au avut o ocazie foarte mare unde putea să facă 2-0. Încă o dată, repet, cred că am fi meritat mai mult de la acest joc, dar așa cum am mai spus-o, lucrurile se compensează în viață și fotbalul nu face parte decât din viața noastră și la fel ca și în viață și în fotbal, uneori câștigi când nu meriți sau egalezi când și scoți un punct, cum a fost, dacă e să vorbim sincer, meciul trecut la Clinceni. Când am scos un punct, poate Clinceniu a simțit același lucru pe care îl simțim noi astăzi și trebuie să fim sinceri. Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru în momentul în care vrei să faci performanță este să nu te minți singur, să nu-ți furi căciula și să te uiți în oglindă, să știi exact cine ești, de unde vii și unde vrei să ajungi. În runda următoare, vineri 17 septembrie, elevii lui Alexandru Pelici vor evolua în deplasare la FC Voluntari.